Zi de toamnă, caldă și rodnică. Un nou început de an școlar, încrezător și promițător. Același loc al învățării, cu rost așteaptă. Statornic și dinamic deopotrivă. Colegiul Național Roman Vodă. Pașii elevilor de azi și cei ai generațiilor trecute se suprapun pe coridoarele bătrânului liceu, devenit, odată cu fiecare început de toamnă și de regăsire lăuntrică, o a doua acasă. Toți sunt parte din istoria colegiului. Toți împart aceleași bucurii și aceleași tristeți și aceleași doruri care susțin aspirațiile fiecăruia dintre ei. Și mai ales, inimile și mințile tuturor s-au scăldat în lumina strălucitoare a învățăturii pe care dascărilor le-au insuflat-o în anii de turdă și dedicare. Poate chiar într-o viață întreagă închinată cizelării de caractere, de oameni. Distinși invitați, stimați profesori, dragi elevi și părinți, vă urăm bun venit alături de noi astăzi, în zi solemnă și plină de emoții. Iar noi, Naiana Tudor și Justin Sârcu, ca elevei acestei prestigioase instituții, vă invităm acum să participați la festivitatea de deschidere a noului an școlar 2024-2025. În continuare, vom asculta imnul de stat în interpretarea Alexandrei Tănasă din clasa 11-a D, acompaniată de pian de Luca Pantilimon din clasa 12-a H, coordonați de domnul profesor Vlăduț Murariu. În cele ce urmează, o invităm pe doamna director, profesor Ioana Roxana Iorga, să ne spună câteva cuvinte legate de acest eveniment emoționant și să ne prezinte invitații de astăzi. Dragi elevi, distinse cadre didactice, didactice auxiliare și nedidactice, stimați părinți, stimați parteneri educaționali și reprezentanți ai autorităților locale, județene și naționale. Septembrie reînvie pentru noi toți povestea cărții, istoria școlii, emoția revederii sau freamătul primei întâlniri cu școala. În fiecare toamnă, prima zi, este trăită cu frenezie de fiecare dintre noi, fiind un moment al bucuriei începutului,
al reîntâlnirii așteptate cu prietenii și profesorii dragi. În numele întregii echipe manageriale al corpului profesoral, auxiliar și nedidactic, vă urez bun venit, dragi școlari, bine ați revenit, dragi elevi! Ne dorim ca anul școlar 2024-2025 să vă împlinească, să vă deschidă oportunități multiple de creștere și învățare, să vă ofere bucuria călătoriilor de tot felul prin știință, arte, prin universul tangibil și cel imaginar, spre versiunea voastră cea mai bună. Stimate cadre didactice, cu gratitudine pentru eforturile considerabile și profesionalismul probat, vă dorim un an școlar plin de reușite și sănătate, în care să căutați ce este mai bun în fiecare elev și să găsiți noi motive de împlinire profesională. Stimați părinți, să ne însoțiți la fel ca până acum, în formarea acelor competențe care vor asigura succesul fiecărui copil, să ascultați cu atenție întrebările celor mici și să găsiți timp pentru cultivarea încrederii, respectului și valorilor personale. Stimați parteneri educaționali și reprezentanții administrațiilor județene, locale și naționale, vă mulțumim pentru receptivitatea față de nevoile școlii și ne încredem și de aici înainte în sprijinul dumneavoastră necondiționat pentru buna desfășurare a procesului instructiv educativ. Colegiul Național Roman Vodă este un mediu educațional concurențial plin de valoare, împletită în cei peste 150 de ani de istorie, în care calitatea și siguranța sunt prioritare. Performanța și inovația sunt iminente. Tuturor, vă dorim multă sănătate, un an școlar rodnic, cu împliniri dintre cele mai diverse, cu pasiuni descoperite, cu obiective și aspirații metamorfozate în rezultate de excepție. Suntem onorați să-i salutăm pe reprezentanți, distinși oaspeți, reprezentanții ai instituțiilor locale, județene și naționale, și am să vi prezint domnul primar al municipiului Roman, Leonard Achiriloae. Din partea inspectoratului județean, un om drag nouă, foarte aproape la toate nevoile noastre. Din partea inspectoratului școlar județean Neamț, domnul inspector școlar general, domnul Ciocoiu Ionuț. Tot din partea inspectoratului școlar județean, doamna inspector școlar general adjunct, doamna Păiuș Dana Lăcrămioara. Și din partea Parlamentului României, domnul deputat Dan Laurențiu Leoreanu, coleg de-al nostru de cancelar. Am să-l invit să ne adreseze câteva cuvinte omului care a fost alături la toate cerințele noastre pe parcursul anului școlar trecut și nu doar atunci, domnul primar al municipiului Roman, Leonard Achiriloae. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Dragi elevi, dragi profesori, dragi părinți, sigur, doamna director, nu pot să nu fii alături de o așa echipă, de așa oameni și de așa rezultate. Și pentru acest lucru, în calitate de primar al municipiului Roman, pentru tot ceea ce ați realizat în anul ce s-a încheiat, dați-mi voie să vă felicit pe toți deopotrivă. Și am convingerea că de fiecare dată faceți ceea ce trebuie. Sunt, iată, astăzi alături de dumneavoastră la acest nou început și mă bucur că pot fi părtași împreună cu dumneavoastră la această emoție. O emoție deosebită a unui nou început și a unor noi așteptări din partea fiecăruia dintre noi. Când pornim de fiecare dată la un nou drum, cum este acum un nou început de an școlar, cu toții ne stabilim un traseu, anumite ținte, pentru că în final fiecare dintre noi să ajungem acolo unde ne dorim. Sunt convins că astăzi, aici, în mintea fiecăruia dintre noi, avem aceste lucruri foarte bine stabilite. Ce avem de făcut, cum să facem și cu cine să facem. Și sunt convins că la sfârșitul acestui an școlar, tot ceea ce v-ați propus se va realiza. Am convingerea aceasta și sigur, voi fi alături de dumneavoastră să ne bucurăm împreună și de rezultatele viitoare. De aceea, în acest debut de an școlar, vreau să vă transmit tuturor multă sănătate, putere, dedicare,
să fiți în echipă, să fiți alături unii de alții, să vă sprijiniți. Pentru că ceea ce faceți și realizați aici, la Colegiul Național Roman Vodă, este un lucru minunat. Creați oameni care vor contura viitorul romanului și al societății noastre. Așadar, mult succes, sănătate și putere tuturor! Din partea Inspectoratului Școlar Județean, îl invit să ne spună câteva cuvinte domnului inspector școlar general Ciocoiu Liviu Ionuț. Mulțumesc frumos, doamna director. Multă emoție azi în oraș, mă spun aici, în această curte. Inclusiv eu am emoții, dar nu trebuie să mai spun. Mă gândeam mai înainte că acum 32 de ani am pășit pentru prima dată în această curte în calitate de elev în clasa 9. Și acum sunt aici alături de acești oameni minunași dumneavoastră în calitate de inspector școlar general. Ce aș vrea eu să spun, dragi elevi, se poate. Să evoluăm. Septembrie înseamnă, în primul rând, pentru noi, profesorii, părinții, elevii, înseamnă debutul unui nou an școlar. Și ne unim, să spunem, în jurul unui cuvânt numit educație. Dragi elevi, pentru voi astăzi începe o nouă etapă. Începe o nouă etapă în care să dobândiți competențe, să dobândiți cunoștințe prin muncă, prin tenacitate. Sunt convins că la finalul acestui an școlar veți fi mândri de ceea ce ați realizat peste an. Stimați colegi, cadre didactice, pentru noi septembrie și ziua de astăzi cred că înseamnă o oportunitate de a ne stabili obiective clare și curajoase în același timp pentru a-i ajuta pe elevii noștri să dobândească atât cunoștințe cât și competențe atât de necesare într-o societate ca cea de astăzi. De asemenea, pentru noi mai este foarte important și ca la finalul acestui an școlar să obținem rezultate foarte bune sau bune și foarte bune la examenele naționale. Stimați părinți, pentru dumneavoastră cred că luna septembrie înseamnă o nouă etapă într-un parteneriat educațional pe care dumneavoastră îl realizați cu școala. Și cu siguranță că educația pe care dumneavoastră o dați acasă copiilor dumneavoastră va continua și se va dezvolta în cadrul școlii. Aș vrea să mai puntez un cuvânt numit încredere. Sunt convins că dacă vom avea încredere unii în alții, mult mai mult decât am avut până acum, vom realiza lucruri mult mai mari. Încrederea, cred eu că este un ingredient indispensabil în orice relație și în orice plan pe care îl avem de dus la bun sfârșit. Și nu în ultimul rând, pentru că astăzi sunt aici în calitate și de inspector școlar general și reprezint inspectoratul județean alături de colega mea general adjunct doamna profesoară Dana Păiuș și de colegii inspectori care sunt printre dumneavoastră în calitate și de părinți, vă asigurăm că vom fi acolo, vom sprijini și pe dumneavoastră, copii, elevi, părinți, cadre didactice și echipa managerială a Colegiului Național Roman Vodă de la începutul acestei luni într-o nouă formulă. Vă doresc un an școlar cu multe realizări, să fiți buni și împreună sunt convins că vom fi și mai buni. Reprezentantul Parlamentului României, dar cel mai apropiat om de-a lungul timpului, care a dovedit că în Roman Vodă lucrurile se pot face cu bani europeni. Sperăm din tot sufletul ca și de acum încolo, începând din octombrie, să țină tot cu echipa noastră. Domnul deputat Dan Laurențiu Leorea. Yeah.
Bună dimineața tuturor și bine ați venit la școală. Prima zi am emoții de nu știu ce e cu mine. La fel cum am avut în prima zi când am mers în clasa 1 și învățătoarea Radu mă ducea de mână, sau în clasa 5-a când dirigintele Vasile Bucur ne arăta clasa, sau chiar în clasa 9-a aici când dirigintele Emanuel Mihăilescu ne prezenta orele la profesorii, că vom face matematica cu profesorul Alecu Cojocaru, că vom face chimia cu doamna Bora, româna cu doamna Tansanu, istoria cu domnul Rusu, oameni cărora le port mereu respect și o pioasă recunoștință. Dar prima zi este despre emoție. Ne întâlnim cu toți, elevi, părinți, profesori, venim la școală, efervescență, glasuri cristaline, e frumos. E frumos și emoția ne dă o forță aparte. E mai frumos chiar decât în prima zi a anului calendaristic. Pentru că atunci lumea e obosită după Revelion. Acum nu cred că suntem obosiți după vacanță, deși cred că avem un pic de tristețe că s-a terminat vacanța. Și știți cum se spune? Vacanța mare, cât e de lungă, niciodată nu o să ajungă. Dar vă dau o veste, dragii mei. Astăzi începem un an școlar la finalul căruia ne așteaptă o nouă vacanță mare. Avem pentru ce învăța, avem pentru ce lupta, avem pentru ce obține performanțe. Pentru că la sfârșit ne va aștepta o vacanță bine meritată. Sunt convins cu toții că veniți cu dorința de a afla lucruri frumoase și bune de la colegii mei cadre didactice, oameni implicați și care deja vestesc performanța. Știm că în spatele marii performanțe, în umbra marii performanțe, stă o muncă asiduă. Dar, așa cum se spune de bătrâni, deși rădăcinile sunt amare, fructele sunt întotdeauna dulci, iar urcarea pe un podium, obținerea unei diplome sau unei medalii, reprezintă o distinție de onoare și demnitate. Iar la Roman Vodă, acest lucru este la el acasă. Dragi părinți, într-adevăr, cea mai mare investiție a unei familii este în propriul copil. Și mergem pas cu pas pe acest traseu al școlii. Iar la final, analizăm dacă acest drum ne-a dus către un succes sau către un eșec. Eu vă doresc tuturor să mergeți către succes. Bucuria reușitei copiilor dumneavoastră va fi cea mai importantă din viață și mulți dintre dumneavoastră deja ați gustat de ea. Sigur, vor fi și momente grele, ne vom lovi și de ziduri, dar niciodată nu ne retragem, ne repoziționăm, ne regrupăm și atacăm pe altă direcție pentru a ne atinge victoria pe care ne-am propus-o. Astăzi, în zi de mare sărbătoare, sub binecuvântarea Sfinților Părinți Ioachim și Ana, începem un an școlar care sunt convins că aici la Roman Vodă va aduce performanță, satisfacții, reușite, prietenie și înțelegere între colegi, elevi, părinți. Împreună toți, clădiți sub acest standard, sub acest spirit roman-vodist. Mult succes, dragilor! Roman Vodă să aducă binecuvântare întregului oraș prin rezultatele pe care le aduce. Și Dumnezeu mereu cu noi. Doamne ajută! Au fost mulți puțini, au rămas prieteni adevărați. Oricând îi sună, pot băza. Muzica deține puterea de a aduce oameni împreună și ne permite să visăm, să trăim și să vibrăm. Vom încheia festivitatea de astăzi într-o notă plină de voioșie și optimism, ascultându-l în cele ce urmează pe Blaj Maftei Daniel, din clasa 7-a B, care ne va încânta cu un moment dinamic și energic la tobe.